Întors din concediu, viceprimarul Romanului Constantin Ghica așteaptă să discute cu colegii de partid despre așa zisa înlocuirea sa de la primărie. Deocamdată viceprimarul este rezervat în declarații, dar susține că nu este dispus să demisioneze sau să cedeze la presiunile din interiorul partidului. Nu. Deocamdată nu. Vreau să văd și eu despre ce este vorba și comunicăm și presei când considerăm că e cazul. Că am câteva ore de când am ajuns în Roman, urmează să mă întâlnesc și eu la o ședință. E o problemă internă a Partidului Național Liberal, așa că deocamdată nu pot să spun nimic. Îmi pare rău că are sprijinul politic, o problemă internă a partidului. Deocamdată vă comunic când o să am notă. Cât despre așa zisele reproșuri pe care colegii de partid au să îi le facă viceprimarului, acesta susține că nu știe clar la ce reproșuri se face referire. Nu o fac niciodată o problemă, chiar dacă o am în familie, nu mă duc în sat cu ea, problema și mai vin să o rezolv în familie. Caut să rezolv problema în interiorul partidului și nu mai acolo. Știți cum sunt mici răutăți, cum le numim noi. Astea sunt mici răutăți care... Încă o dată, n-am ce vă spune acum. Până se va lua o hotărâre în acest sens, se caută un înlocuitor pentru Constantin Ghica. În interiorul Partidului Liberal se discută despre numirea în funcția de viceprimar a consilierului George Lazăr, în timp ce, de partea cealaltă, socialdemocrații vorbesc despre Viorel Stan ca fiind potrivit pe fotoliu de viceprimar.